Unul dintre cei mai buni și constanți jucători din lotul echipei Mușcelul Câmpulung pe parcursul turului de campionat, portarul Adrian Tănase, este pe punctul de a părăsi gruparea mușceleană. Goalkeeperul de 27 de ani s-a aflat vineri în București, acolo unde a dat probe de joc la echipa de Liga a 3-a Viitorul Axintele, gruparea ialomițeană susținând un ultim joc de verificare înainte de a pleca în cantonament la munte. Cum echipa de pe locul 5 din seria a 2-a a avut în această perioadă de iarnă mai multe jocuri de verificare și în care nu a reușit să se impună niciunul, oficialii echipei se află în căutarea unui portar de perspectivă și de reale calități. Adrian Tănase se încadrează perfect cerințelor celor de la Viitorul Axintele, mușceleanul fiind unul dintre cei mai buni portari din Liga a 3-a, Seria a 3-a, iar poziția în clasament a mușcelenilor după 13 etape scurse din campionat îi se datorează. Dacă Tănase îi va convinge pe oficialii ialomițeni și va semna cu Viitorul Axintele, Mușcelul Câmpulung va rămâne descoperită pe acest post. În momentul de față, doar Robert Moise, de 20 de ani, fiind portarul care a mai apărat poarta mușcelenilor în prima parte a campionatului. Sâmbătă, Mușcelul Câmpulung va susține un joc de verificare în compania formației de Liga a 2-a CS Mioveni, programată inițial să se dispute la cheile Grădiștei, acolo unde echipa antrenată de Claudiu Niculescu se află în cantonament. Întâlnirea va avea loc la Zărnești din cauza zăpezii foarte mari. Antrenorul Alexandru Popovici va deplasa la Zărnești întreg lotul de jucători, mai puțin golkeeperul Adrian Tănase, care vineri s-a aflat în probe la echipa ialomițeană Viitorul Axintele. Cu toate acestea, Mușcelul Câmpulung s-a pregătit vineri, normal, pe stadionul 2 din complexul sportiv, unde s-au exersat mai multe scheme de joc, dar și cunoscutele miuțe 5 contra 2, asta pentru ca jucătorii mușceleni să se acomodeze cu suprafața de joc, una asemănătoare cu cea pe care vor evolua la Zărnești.